Bună seara și bine ne-am regăsit la Puterile Secrete. Seara noastră de bucurie, de sâmbătă seara, alături de prieteni dragi, Clarisa și Cristian. Bună seara! Mă bucur că suntem împreună și vreau să vă iau așa din prima câte locuri mai sunt la tabără. Pentru că mulți oameni la voi au ajuns să sune și pe aici să întrebe. Bună seara, mulțumim pentru interesul acordat și taberei Întâlnirea Sufletelor și în general pentru tot ceea ce am făcut în ultima perioadă. Mai sunt. Deci, încă o dată, spune-ne pentru ce ar trebui să se înscrie la tabără. Ce vor avea de câștigat? Ce faceți acolo deosebit? Tabăra Întâlnirea Sufletelor are anumite tematici care țin de dezvoltarea sufletului. Acum, unii au tendința de a spune tabără spirituală. Noi nu rezonăm neapărat cu această sintagmă, pentru că sufletul în această lume materială are nevoie de toate elementele. Are nevoie să cunoască informații pentru psihicul său, energetic, numerologic, dar are nevoie și să se conecteze cu natura, să se plimbe prin natură și, de ce nu, să se distreze, că de aia suntem în această lume materială. Și să fim, conectați, asta e cel mai important. În momentul în care oamenii se conectează și împărtășesc la nivel subtil și, nu știu, și iubire, și informații, așa cum tu spuneai, și experiență de viață, atunci, practic, îmbogățirea devine cu atât mai profundă. Dincolo de acest aspect, este un loc mirific unde noi am mai fost anul trecut. Puteam să alegem să facem această tabără anul acesta în alt loc, dar s-au întâmplat niște lucruri minunate în locul în care am fost, și anume la Borsec anul trecut. Oamenii s-au simțit minunat, este o energie deosebită, este o apă fantastică pe care o caută o lume întreagă și nu de ieri de astăzi, apa Borsec. Sunt izvoare naturale de apă minerală, fiecare 11 la număr, fiecare cu caracteristicile proprii pentru diferite afecțiuni, deci avem la îndemână tot ceea ce avem nevoie oferit de către natură. Sunt zone, cum spuneam, încărcate energetic fantastic, am fost anul trecut și intenționăm să mergem și anul acesta pe vârful Făget, unde există o rezervație de cai sălbatici. Deci este o zonă cum numai în filme poți să vezi. Din păcate nu este atât de apreciată ca multe alte lucruri de către noi românii și din ce în ce mai mulți investitori străini vin să se așeze în această zonă. Deci cât mai este și cât este disponibilă la îndemâna noastră, ar fi păcat să nu mergem în continuare acolo și să ne bucurăm de tot ceea ce ne oferă această zonă. Dintre cei care locuiesc în străinătate, cred că dumnealor pot să știe foarte bine, să conștientizeze gradul de libertate pe care încă îl mai avem în zonele așa zis sălbatice sau, să spunem așa, naturale, virgine ale țării noastre, pentru că în alte locații, în alte țări, nu prea se mai poate face asta. În acea săptămână între 15 și 21, unde 15 este venirea și 21 este plecarea, vor fi 3 zile mai intense, ca să spunem așa, 2 zile de seminarii, o zi de lucru în grup și 2 zile de explorare a zonei turistice. Bineînțeles că vor fi intercalate, pentru ca oamenii să nu nici să nu obosească prea mult în drumeții, dar nici să nu stea nu prea mult la... Pentru că știu cum este la voi în tabără, am văzut imagini, sper să ajung anul acesta și voi face tot posibilul să ajung alături de voi. Am văzut că ați avut program artistic, ați creat sau s-au legat prietenii. Este cu Exact. totul altfel.
Exact, E mai mult mulțumim o frumos. întâlnire a sufletelor. De asta și spunem întâlnirea sufletelor, că au foarte multe alte întâlniri pe care le-am făcut în ultimii 4 ani. Am zis să-i dăm această denumire de tabără din mai multe considerente, dar este mai mult o întâlnire a sufletelor. Da, cântăm de fiecare dată, facem foc de tabără, împărtășim tot felul de lucruri, de ce nu și gătim. Anul trecut am gătit împreună. Sunt și surprize care apar ad hoc. De fiecare dată ne străduim să avem și câte un element surpriză. Există acolo în zonă, am descoperit anul trecut și o pistă de bob, ne-am distrat extraordinar acolo. Au fost și copii care s-au bucurat tare mult, dar și noi, adulții, de ce nu? Sunt zilele Borsecului, sunt spectacole, este un complex chiar acolo în apropiere, care este foarte, foarte modern, foarte bine pus la punct, de tratament pentru diferite afecțiuni, este piscină, deci oamenii se pot distra în voie, se pot relaxa în voie și activitățile sunt extrem de diverse. Ceea ce vrem să spunem este că, exceptând cele 3 zile în care programul nu că va fi fix sau strict, ci va avea o anumită curgere a ceea ce trebuie să prezentăm pentru ca oamenii să înțeleagă anumite evenimente și vom prezenta anumite lucruri pe care nu le-am mai prezentat nici în online, nici în anumite seminarii. Este destul de multă lejeritate la noi în tabere pentru că, exact cum spuneam mai devreme, oamenii vin să se destindă. Și una dintre surprize o să fie chiar colecția de tablouri cu picturile din Povestea grădinarului și Povestea lui Manu. Da, picturile originale, ele pot fi admirate acolo, pot fi și achiziționate, au autograful artistei. Restul vă lăsăm să descoperiți. Dacă tot da. ai de carte, hai să vorbim și despre cărți, să le mai prezentăm o dată. Deci Povestea lui Manu, spune-ne, Clarisa. Da, au început deja să apară feedback-uri, mă bucur tare mult. Mi-au spus oameni că au plâns, au lăcrimat la citirea Poveștii lui Manu. N-am realizat în momentul în care am scris-o că poate fi chiar atât de impactantă, dar, într-adevăr, am scris-o din suflet. Mărturisesc că pe alocuri e inspirată chiar din copilăria mea. Manu este numele pe care mă strigă și acum părinții mei și când eram mică așa mă striga familia, iar Tsuții, pisica din carte, a fost pisicuța mea din copilărie. Și atunci, da, probabil s-a simțit emoția. E, acum trecem la numerologie. O să dau puțin așa din casă. Știu că mi-ați spus înainte de emisiune că aveți câteva întrebări surpriză din carte, așa că o să-i lăsăm pe cei care vor să știe mai multe lucruri despre carte. O să văd și eu la sfârșit ce fel de întrebări, dacă ați spus dumneavoastră că au legătură cu cartea. Spun doar atât, ambele cărți deocamdată se găsesc doar pe cărțicusens.ro, binecunoscutul site al tuturor celor care urmăresc emisiunile noastre. Acum, în mod normal, cred că în 3 zile e mult pe teritoriul României. Cam 2 zile durează transportul. Unii primesc chiar și a doua zi, dacă s-a făcut comanda. Uite, acum, în weekend, luni dimineața au toate șansele, sau luni au toate șansele să primească coletul. Da, avem astăzi un subiect pe care nu l-am mai dezbătut. Am vorbit noi despre numerologie karmică, despre, cum să spun, ceea ce vi se, cum să spun, este copilul vostru, așa. Dar despre perioada karmică a vieții n-am dezbătut niciodată așa, la punct ochit, punct lovit. Da. Astă seară vom vorbi, ați propus să vorbim despre asta și sunt tare curioasă, cred că fiecare dintre noi vrea să știe care este perioada karmică a vieții sale. Nu știu dacă este doar o perioadă sau sunt mai multe etape, dar vom afla. O să vedem, noi asemuim viața noastră și în general ciclul acesta al
să zicem, reîncarnărilor, cu o spirală prin care treci, fiind în același loc, dar pe alt punct diferit, ori de jos în sus, ori de la stânga la dreapta, evident, pe altă frecvență. Și vom vorbi despre aceste perioade karmice care se succed, o să vedem. Însă, pentru a ajunge acolo, am zis să dezvoltăm anumite elemente despre ziua nașterii, tot din punct de vedere karmic, în completare sau, da, în completarea tabloului pe care l-am format sau l-am avut, îl avem deja cei care au cunoștințe despre numerologie karmică. Exact, mai extindem puțin acel puzzle minunat care ne conține, pentru a înțelege, evident, cât mai multe din complexitatea ființei umane. Pentru că vorbeai despre ziua de naștere, ziua nașterii este poate cel mai important element de la care se pleacă spre orice calcul în determinarea celei mai apropiate variante viitoare a vieții omului. Doar cunoscând ziua nașterii, atenție, nu vorbim despre data nașterii, da? Toată data, ci doar despre ziua nașterii. Deci, cunoscând doar acest aspect, putem spune foarte multe lucruri despre ce ar fi bine să facă sau să nu facă omul în viața sa pentru a reuși să fie cea mai funcțională, cea mai constructivă versiune a sa. Este nevoie să înțelegem că în spatele zilei noastre de naștere nu sunt doar numere, ci sunt simboluri și elemente, chiar elemente ezoterice foarte puternice. Uneori putem determina și ce fel de familie sau ce fel de relație va avea cel născut într-o anumită zi, cu ce provocări se va confrunta pe plan emoțional, relațional, familial sau al carierei. Ziua nașterii este un indiciu, ca un indiciu despre cum să îți construiești viața. E ca o hartă, dacă vreți, pe care dacă știm să o citim, să o descifrăm, ajungem la cea mai bună destinație a noastră. Sau, cum ne întreabă unii oameni, putem să ne aflăm menirea, scopul în viață. Când avem unele informații, noi suntem cei care alegem strategia în această viață. Da? Dacă alegem să nu le punem în practică, noi suntem cei care mai devreme sau mai târziu vom avea de suferit. Indicii sunt la tot pasul în jurul nostru. Important este să știm să le interpretăm. Așa cum omul are îndatorirea de a cunoaște, de exemplu, legile țării în care locuiește sau regulamentele din trafic, la fel la nivel de suflet, el are sarcina de a cunoaște lecțiile ezoterice și sarcinile aferente. Da? Odată aflate aceste elemente, nu mai putem spune nu am știut sau nu am crezut sau am întrebat, dar poate răspunsul nu m-a mulțumit. Noi am oferit foarte multe informații în cărțile noastre, da? Și deși le-am făcut acolo, întotdeauna am preferat să spunem lucruri și în emisiuni, pentru cei care își doresc să afle mai multe despre ei, dar din diferite motive poate nu au putut achiziționa aceste cărți. Așadar, o să prezentăm acum, foarte pe scurt și diferit, unele aspecte ce țin strict de ziua noastră de naștere. Și pentru că discutăm despre elementele karmice, deja cum v-ați obișnuit, vom lua în considerare ziua nașterii redusă la arcanul, adică zilele între 1 și 22 inclusiv vor fi luate ca atare, se păstrează exact la fel. În cazul celor de la 23 la 31 se va scădea constanta 22 din ele, deci 23 va reveni ca și 1, da? 24, 2 și așa mai departe. Da, și vom prezenta unele calități importante sau aspecte ale zilei de naștere pe care credem noi că în mare parte oricum le puneți în practică, dar cunoscându-le mai detaliat și subliniindu-le, le veți mări capacitatea.
E ca și cum ați văzut pe scenă, este un actor și este lumină, dar întotdeauna parcă se pune, sunt mai mulți actori, dar este actorul principal și se pune un reflector pe el pentru a pune accentul pe acel element. E nevoie să reamintim, aceste aspecte sunt în continuarea rezolvărilor, greșelilor din viața trecută, a greșelii majore, a lunii nașterii, a nodurilor karmice, regretul vieții trecute, numărul karmic și așa mai departe. Da? Și să începem așadar cu cei născuți în zilele de 1 și 23 a fiecărei luni. Acești oameni ar trebui, o să cam folosim cuvântul acesta, nu e nevoie să fie luat ca atare. 23, ai zis. 1 și 23 în fiecare lună, da. Adică 1 și 23, da. Ideal ar fi sau ar trebui să se concentreze pe dezvoltare mentală, da? Pe comunicare și, foarte important, pe a preda mai departe ceea ce învață. Sunt foarte buni învățători, profesori, chiar dacă nu aleg această profesie. Și Sarcina. să predea, Da. practic, informația mai departe. Exact. Și e nevoie să dezvolte această abilitate. Sarcina acestor oameni ține de orice domeniu al științei. Fie că vorbim de știința materială, fie că vorbim de știința spirituală. Din fire, sunt oameni curioși, capabili să absoarbă foarte multe informații. Sunt numiți gardienii științei și sunt îndemnați să învețe cât mai mult, să comunice și să predea mai departe informațiile pentru o bună dezvoltare a sufletului lor. Trecem mai departe la cei născuți în datele de 2 și 24. Ei bine, acești oameni sunt sub incidența marii preotese. Primii sunt sub incidența magicianului. Sunt firi sensibile, atrase spre tot ceea ce ține de planurile nevăzute. Și acești oameni au datoria de a avea grijă de cei din jur. Dacă cineva, în special de familie, dacă cineva din familia lor este bolnav, să știți că de multe ori este nevoie doar de prezența lor lângă acel om, iar lucrurile se pot îmbunătăți. Cu cât au grijă de familie, cu cât au grijă mai mult de copii, cu cât au grijă de părinți, de cei din jur, cu cât se pun în slujba acestora, cu atât sufletul lor se dezvoltă pe calea cea mai frumoasă, pe calea desăvârșirii lor. Cei născuți în zilele de 3 și 25, pe care îi reprezintă evident împărăteasa din tarot, au de învățat responsabilitatea și creativitatea. Sarcina principală a acestor oameni este crearea și implementarea proiectelor. Fie că vorbim despre carieră sau familie, acești oameni sunt îndemnați să găsească cea mai bună soluție pentru ei și pentru cei din jur, pentru ca lucrurile să evolueze, să se pună în mișcare. Nu au voie să delege responsabilități care sunt ale lor. Deci dacă eu am o sarcină, de fapt nu am voie să o deleg altcuiva. Au capacitatea de a găsi singuri cea mai bună soluție. Cei născuți în zilele de 4 și 26, împăratul trebuie să depășească impulsul relaxării excesive, să muncească pentru a susține atât nevoile lor, cât și ale celor din jur. Au de partea lor energia influenței asupra celorlalți și darul profesionalismului. Știu să facă lucrurile foarte bine, dacă, evident, depășesc elementele umbroase ale zilei de naștere, printre care se numără lenea sau neîncrederea în ei înșiși. Marele preot este patronul, dacă putem spune așa, celor născuți în data de 5 și 27, iar cea mai bună formă de dezvoltare a acestor suflete este acumularea de cunoștințe. Acum, dacă cei născuți pe data de 1 și 23 trebuie să le dea mai departe, cei de pe data de 5, datele de 5 și 27 nu au această sarcină, deși dacă o pun în
aplicare sau în practică pot ajunge lideri. Sunt destul de mulți, chiar lideri spirituali născuți pe data de 27, pentru că acești oameni sunt firi filozofice care au o capacitate de a înțelege unele aspecte foarte diferit față de restul lumii. Așadar, dacă sunteți născuți în aceste zile, învățați să puneți în practică tot ceea ce știți, dar în primul și în primul rând, acumulați cât mai multe informații, cât mai multe date. Analizele ieșeau proaste, aveam o stare de agitație, nu dormeam bine. Purtând acest aparat în fiecare zi, a fost o surpriză foarte mare pentru noi. Analizele care le-am făcut au ieșit în limite normale. Deci am îmbunătățit starea de sănătate total, din cap până în picioare. Pentru cei care vor o sănătate fără multe medicamente, fără multe tratamente, îl recomand la toată lumea. Oamenii ce se nasc în zilele de 6 și 28 au ca sarcină, ei sunt reprezentanții ai alegerii din tarot, au ca sarcină menținerea armoniei în relații. Cu cât au o relație mai armonioasă și mai frumoasă, cu atât se dezvoltă mai mult. Este vorba atât de relații intime, cât și relații la nivel social. De obicei, grijulii cu cei din jur, acești oameni nu au voie să destrame cupluri sau organizații, da? Deci să nu intre în distrugerea relațiilor, nu au voie să nu respecte hotărâri sau contracte pe care le-au semnat. Sufletul se dezvoltă prin menținerea armoniei în orice parteneriat și cu cât merge mai bine în relație, cu atât acești oameni se vor dezvolta. Mai departe, cei născuți în datele de 7 sau 29, reprezentanții ai faetonului din tarot, se dezvoltă foarte bine atâta timp cât învață să își stabilească obiective, în special pentru ei. Au tendința să le spună altora ce să facă în loc să se concentreze pe viața lor. Un alt aspect important este atingerea acestor obiective stabilite. Pentru că aceștia au o energie foarte mare pe care o pot folosi pentru a-și impune o disciplină când vine vorba de trasa direcții și a ajunge în punctul în care și-au propus. Din păcate, în partea lor de umbră, tind să înceapă foarte multe lucruri, dar să nu le ducă la capăt. Deci asta ar trebui să facă în primul rând. Obstacolele depășite sunt cele care îi dezvoltă pe acești oameni. Am ajuns și la zilele de naștere 8 și 30, care sunt sub incidența puterii. Și acești oameni au ca sarcină principală, noi îi repetăm acum, în afară de greșelile majore și alte elemente, da? Au ca sarcină principală de a găsi echilibrul între responsabilitate și morală. De ce? De foarte multe ori, aceștia sunt genul de oameni care spun, eu trebuia să fac asta. Cel de acolo era în fața mea, am trecut peste el pentru că eu aveam o responsabilitate, da? Când găsesc acest echilibru, încep să se dezvolte tendința lor de a impune altora ideile, practicile personale, trebuie înfrânată. La fel cum este nevoie să se lucreze la judecata asupra celorlalți. Echilibrul lor este, sau echilibrul în general, este atins prin responsabilitatea asupra deciziilor luate și dezvoltarea valorilor morale. Foarte important pentru acești oameni, în special pentru cei născuți pe data de 30. Cei născuți pe data de 9 și 31 au ca patron spiritual pusnicul. Și bineînțeles că au nevoie să devină autosuficienți. Dacă vă uitați pe carte, pusnicul e singur pe munte acolo, nu are nevoie de nimeni și totuși știe tot și se autosusține. Pentru a face acest lucru, pentru a deveni autosuficienți, este nevoie ca acești oameni, în primul și în primul rând, să creadă în ei, să-și dezvolte stima de sine, să ajungă la înțelepciune. De multe ori aceștia cred că nereușitele lor sau eșecurile din viața lor se datorează altora. Din cauza lor, din cauza lor, din cauza lor n-am putut să fac eu asta. Ei bine, când vor realiza că ei sunt cauza și efectul vieții lor,
vor începe să se dezvolte pe toate straturile și palierele vieții. 10, reprezentați de către roata norocului din tarot, sarcina lor pare simplă: să își satisfacă nevoile materiale și să ajungă înstăriți, bogați. După cum spuneam mai devreme, este nevoie să își rezolve întâi eroarea vieții trecute. Este nevoie să facă acte de caritate, să fie suport și sprijin pentru cei din jur, pentru a-și arde karma. Sunt înzestrați cu capacitatea de a atrage bunăstare materială mult mai mult decât alții și chiar se vor dezvolta la nivel de suflet dacă se dezvoltă material. Poate părea paradoxal, însă asta este datoria lor. Sunt și suflete care sunt venite aici să Da. dezvolte tocmai această latură. Însă, pentru a se ajunge acolo, evident că e nevoie de a repara eroarea vieții trecute prin ceea ce am spus în cazul acestor oameni: acte de caritate, a ajuta pe toți cei din jur. Cei născuți pe data de 11 sunt suflete foarte puternice. Ei sunt reprezentați de către justiția din tarot. Sunt capabile să facă față dificultăților. Celor din jur li se poate părea că sunt dominatori și pretențioși, ceea ce nu este departe de adevăr, dar chiar așa sunt uneori. Tocmai la acest aspect trebuie să lucreze pentru a-și îndeplini sarcina lor în această viață. Deci acești oameni au datoria de a-i ajuta pe cei dragi și pe cei ce le vin în cale, fără a folosi forța și agresivitatea, atât fizică cât și verbală. Ei sunt luptătorii supremi, dar menirea luptătorului este de a ajunge la rezultatul dorit fără luptă. Ei de obicei tind să impună cu forța, dar nu vezi că nu ești pe calea cea bună, așa trebuie să faci, fără alte explicații. Am ajuns la cei născuți în data de 12, iar spânzuratul este cardul din tarot care îi reprezintă. Expresia care li se potrivește acestor oameni este în slujba celorlalți. Da? Pentru a se dezvolta din punct de vedere al sufletului, aceasta este sarcina lor. Dacă ne uităm pe elemente karmice, înțelegem de ce au făcut în altă viață și așa mai departe. Au, bineînțeles, energia aceasta a empatiei, energia bunătății pentru cei din jur, dar pot ajunge foarte ușor la depresie sau la unele dependențe dacă stau prea mult în partea umbroasă a energiei acestei zile. Cu cât se sacrifică, pentru că aceasta este mesajul cardului, să te sacrifici pentru cei din jur, cu cât se sacrifică mai mult pentru ceilalți, cu cât îi înțeleg, cu cât îi ajută, cu atât se vor dezvolta mai mult pe calea planurilor superioare. Am ajuns la 13, reprezentat de Arcana fără nume, și acești oameni trebuie să fie un exemplu pentru societate, dar un exemplu diferit. Ei sunt revoluționari din fire, nu genul de Tudor Vladimirescu cu sabia în mână să schimbăm, ci au sarcina de a aduce valori în lumea materială. Ce fel de valori? Tot felul de valori pe calea dezvoltării sufletului. Acești oameni au o viziune asupra lumii pe care o împărtășesc celorlalți, sub o formă sau alta. Uneori sunt înțeleși, alteori nu sunt înțeleși, dar e nevoie să persiste în ceea ce fac, cu blândețe, pentru că pot fi duri, pot fi egoiști, dar dacă stau departe de aceste aspecte, pot schimba lumea din jur sau la nivel cât mai mare în bine. De asemenea, în energia umbroasă se pot folosi de toate elementele puse la dispoziție doar pentru nevoile lor personale. Egoismul este elementul care distruge sufletul. Poate că în viața asta se va descurca foarte bine, dar la nivel de suflet va avea de suferit în planurile superioare. Pentru cei născuți în data de 14 a oricărei luni, cardul reprezentativ este Temperanța. Universul le-a dat sarcina de a atinge echilibrul emoțional.
Elementele pozitive includ armonie și capacitatea de a calma spiritele oriunde merg. Dar în latura umbroasă pot fi foarte agresivi și mai ales lacomi, fiind mereu o, hai să zic, o explozie de emoții. Odată atins echilibrul emoțional, sufletul se dezvoltă pe calea cea luminoasă. Deci e nevoie de a tempera, da? De aia este temperanța, de a tempera emoțiile, a tempera tot ce ține de agresivitate și lăcomie. Da? E bine, din nou, în cazul lor, acte de caritate și echilibru emoțional. Cei născuți pe data de 15, cardul lor reprezentativ din tarot este diavolul, sunt foarte talentați, sunt foarte strălucitori. Energia lor poate duce la agresivitate, distrugere, manipulare, dacă nu este folosită corespunzător. Da? Deci sarcina lor este să își folosească corect energia care le-a fost dată, să urmeze calea luminii, să stea departe de orice fel de ispită și să fie un exemplu pentru cei din jur. Și în cazul lor, armonia este cuvântul de bază pe care trebuie să-l pună în aplicare. Ei au un magnetism aparte și este foarte periculos pentru ei să-și folosească această energie, acest magnetism. Au un magnetism sexual, mai bine zis, foarte dezvoltat, cu care pot seduce foarte ușor și pot manipula foarte ușor. Ar fi bine să stea departe de aceste lucruri și să-și folosească acest magnetism pentru a fi în slujba celor din jur. Cei născuți pe data de 16 sunt reprezentați de arcana Turnul. Acești oameni sunt foarte legați de trecutul lor. Deci se poate spune despre ei că au ca sarcină pentru dezvoltarea pe o cale luminoasă, iertarea trecutului. Atât pe ei, cât și pe cei care poate le-au pricinuit rău. Fie că vorbim de copilărie, fie că vorbim de relațiile trecute, cu cât acești oameni aleg să ierte greșelile celor din trecutul lor, cu atât vor găsi metode de a construi relații tot mai armonioase în viitor. Da? Foarte important pentru acești oameni este și elementul de agresivitate care există în interior, ce e nevoie să fie cizelat, e nevoie să fie eliberat, dar deoparte nu eliberat prin agresivitate exterioară, ci prin înțelegerea celorlalți. Steaua este arcana celor născuți pe data de 17, care ar trebui să-și dezvolte abilitățile creative și să dea deoparte apucăturile de superioritate. Da? Știm că au fost vedete în viața trecută, nu mai sunt în viața trecută, acum e altă viață. Da? Cinismul, aroganța trebuie ocolite. Elementele pozitive precum intelectul și deschiderea spre a fi în centrul atenției pot fi, pentru că există acolo, da? Dar pot fi folosite pentru a crea ceva folositor oamenilor. Sincer, în mare parte acest cod este unul ușor față de alte coduri, cu condiția ca omul să stea cât mai mult în elementele pozitive ale zilei sale de naștere. Bun, am ajuns la numărul 18. Acești oameni sunt reprezentați de către Luna din Tarot. Confortul familiei și confortul personal sunt sarcinile celor născuți în această dată. O atitudine pozitivă asupra vieții îi va conduce pe acești oameni pe un drum al dezvoltării sufletului spre planurile superioare. Ei au acces mai mult decât alții la planul astral și pot atrage de acolo informații benefice pentru cei din jurul lor. Crearea de frumos, crearea de stare de confort, de împlinire materială și sufletească, atât pentru ei, cât și pentru familie, ajutarea celor aflați în nevoie, sprijinirea celorlalți sunt lucruri care îi ajută pe acești oameni să repare greșelile trecute și să se dezvolte. Încă un mic sfat pentru ei,
Nu căutați să luați ceva gratis sau să obțineți favoruri și dacă se poate cât mai ieftin sau fără niciun ban, dar țineți-vă foarte departe de asta. Cei născuți pe date de 19 sunt reprezentați de către soare, au o energie foarte mare care trebuie să fie folosită de asemenea pentru a-i ajuta pe cei din jur, a asculta părerea celorlalți, a ține cont de ea, a o pune în aplicare când este cazul și a le arăta că sunt foarte buni în ceea ce fac, vorbesc de ceilalți, da? Îi va conduce pe acești oameni spre o dezvoltare frumoasă. Deci, în general, soarele este cel care dictează, dar nu e nimic și nimeni mai presus de soare. Însă, până și soarele, cred că are de unde învăța. Deci, uneori este bine ca acești oameni să mai plece urechea și spre ce spun ceilalți, pentru că așa se pot dezvolta, da? Și asigura un drum mai ușor, un destin mai ușor. E nevoie să știe că în viața trecută au fost foarte egoiști, așadar, acum trebuie să fie sensibili, să fie milostivi, armonioși, calmi, înțelegători și în slujba semenilor. 20. Data de naștere 20 corespunde arcanei judecata. Și dacă vorbim despre cei născuți în data de 20, nu putem să nu aducem în discuție sau în prim plan tradițiile. Gardienii neamului, gardienii tradițiilor, așa sunt numiți acești oameni, că le place sau că nu le place. Așadar, este mai mult decât necesar ca aceștia să păstreze cu strictețe tradițiile neamului, sub o formă sau alta, cât mai nealterate aceste tradiții. Da? Au o limpezime, au o energie foarte mare și o conexiune și ei cu planurile celelalte. Au o limpezime în gânduri, o intuiție foarte dezvoltată în partea lor luminoasă și ar fi foarte bine să stea deoparte de agresivitate și de nerăbdare. Sufletul celor născuți în data de 20 va evolua foarte bine în familie, da? Chiar în familia extinsă, iar păstrarea și darea mai departe a tradițiilor va fi un element hotărător în dezvoltarea sa în această viață. Cei născuți pe data de 21, reprezentați de Arcana Lumea, unul dintre cele mai importante aspecte, la fel cum ne și spune lumea, este extinderea granițelor în toate aspectele vieții. Acești oameni ar trebui să nu se mulțumească cu un serviciu banal, să nu se mulțumească cu informații trunchiate sau cu un nivel minim de cunoștințe. Cu cât vor căuta să se extindă pe plan familiar, social, material, relațional, cu atât vor primi sprijin din partea planurilor superioare, iar sufletul se va dezvolta pe culmile sale cele mai înalte. Cu cât va avea tendința să stagneze, să se mulțumească cu puțin, cum e vorba la români, cu atât sufletul va stagna și el în dezvoltarea sa. Am ajuns și la ziua nașterii 22, matul sau nebunul în tarot. Cei născuți pe data de 22 au sarcina de a-și asuma responsabilitatea pentru tot ceea ce întreprind în viață. Acești oameni sunt înzestrați cu multe daruri din partea Universului, pe care trebuie să și le descopere, să le dezvolte, să le pună în practică și să accepte că atât reușitele, dar și eșecurile sunt responsabilitatea lor. Și ambele, atât eșecurile cât și reușitele, fac parte din cursul normal al vieții. Irresponsabilitatea trebuie înlocuită cu optimism, hotărâre, determinare, acceptare. Tot ceea ce am spus până acum, aceste elemente pe care noi le-am prezentat, sunt doar o parte din, exact cum spuneam la început, din marele tablou
care ne reprezintă, dar considerăm noi că sunt esențiale în dezvoltarea fiecărui suflet care dorește să acceadă la unele noțiuni de bază din punct de vedere taro-numerologic pentru a se dezvolta și a evolua în această viață. Știm că nu a fost un domeniu tocmai dezbătut, dar este un domeniu extrem de profund și frumos, care ne răspunde la foarte, foarte multe întrebări. Recomandăm tuturor celor care au cărțile noastre să recitească elementele pozitive și negative, ce trebuie, ce nu trebuie să facă în funcție de ziua de naștere, pentru a revedea, cum spuneam, acest tablou mult mai amplu al lor din punct de vedere numerologic. Dacă îmi dai voie o secundă, eu aș spune că minim o dată la 6 luni de zile ar trebui să le recitim din analizele noastre, din discuțiile pe care le avem cu oamenii. De foarte multe ori noi le readucem aminte, da, în numerograme sau prin discuțiile de consiliere numerologică și foarte mulți spun: să știi că parcă da, mi-aduc aminte, parcă am citit în carte la tine sau în carte la Clarisa, dar am uitat. Așadar, să știți că Universului nu prea pasă dacă uităm sau nu. Odată ce am primit o informație, suntem responsabili pentru ea, deci din când în când nu ne e greu să reluăm măcar ziua noastră de naștere, atât din punct de vedere pitagoreic sau atât din punct de vedere taro-numerologic, să revedem elementele alea pentru a le aduce în față subconștientului. Da, am niște întrebări pentru voi, dar mai aștept un pic până când Da. ajung. Vreau să discutăm înainte despre această dată care va fi mâine de 7-a 7-a. Deja au apărut postări legate de acest portal. Știu că Clarisei nu prea îi Eu plac. sunt fan portal, da? Dar e o dată deosebită și vreau să vorbim un pic despre ea. Ce sugerează, ce simbolistică are? Păi hai să ne uităm așa, 7, avem de 2 ori 7, chiar de 3 ori dacă stau să mă gândesc că pică într-o zi de duminică și duminică este Șaptea zi. după a 7-a zi, după alții prima zi, după calendarul nostru este a 7-a zi a săptămânii. Avem un total, primul număr operativ 22, 7 este, hai să le luăm de la capăt, este faetonul, într-o lună a faetonului, deci viteză amplificată, da? E flux de energie și informație amplificat, care vizează întregul. Da? 22 este începutul, sfârșitul, matul și nebunul, deci poate fi un început sau un sfârșit foarte intens. Dacă e să ne uităm așa, avem ca numere operative 22, 4 și 8, 8 sunt două perechi de atenționare, deci din punctul meu de vedere se impune o atenție deosebită în această zi. Când am analizat luna iulie, pardon, nu am introdus-o undeva pentru că este o zi surpriză, este o zi neutră, zilele neutre pot aduce foarte multe surprize. Și vedem aici că dacă avem primul număr operativ chiar 22, și dacă și știm din tarot că poate fi și nebunul și matul, deci și atât începutul cât și sfârșitul, chiar poate aduce foarte mari surprize, atât din punct de vedere pozitiv, cât și din punct de vedere negativ. Pentru că gândiți-vă doar la o forță, un element forță, și anume focul. Nu putem să spunem că focul e ceva pozitiv sau ceva negativ. Este un element, da? Pe care dacă știi să îl manipulezi, poate să-ți aducă beneficii. Dacă nu știi să-l stăpânești cum trebuie, poate să producă dezastre, da? În această lună, mai degrabă este vorba despre aer, ca și element. Aerul poate produce da, surprize, poate fi vorba despre, nu știu, o furtună magnetică, o furtună la propriu,
o furtună ca urmare a unei O furtună ploi. politică, dacă o să mă gândesc așa și un pic ce Politică. s-a întâmplat la francezi și ce urmează să se întâmple la ceilalți care au alegeri în perioada asta. Am dat o căutare pe Google să văd dacă sunt evenimente importante în data de 7. Apare Franța cu tot felul de probleme și da, spui că este influențat, vorbești de foc, vorbești despre aer, aer întreține focul. Da. Franța, care să nu uităm, nu avea nicio problemă acum o lună, dar și-a căutat-o cu lumânare. Da. Sunt perioade și perioade. Uite, poate că în momentul în care. Se schimbă lumea, uite-te la Germania, uite-te la Franța, acum o să vină Anglia. Lucrurile se schimbă. După ce vom prezenta tabelul următor, pe care poate fi pus în funcție de viața noastră, dar dacă știm cum să-l implementăm și la nivel de țară, vom vedea că aceste elemente karmice au anumite cicluri care revin și revin. Și vom observa că în fiecare țară sunt probleme la nivel de sănătate sau la nivel de mase sau la nivel de instituții periodic. Așadar, tot continuând la ce a spus dumneavoastră, o să vedem un tabel care explică, dar să-l și-l arăt ca să înțeleagă mai bine, despre care vom vorbi și care explică foarte bine, e foarte simplu, și explică foarte bine aceste cicluri karmice prin care omul trece. Ce avem aici? Noi l-am făcut până la vârsta de 79, el poate fi foarte bine Continuat. continuat până la vârsta, dacă sunt oameni care au 92 de ani, spre exemplu, care ne privesc, continuă mai departe acest tabel. Cum ne uităm la el? Ne uităm la vârsta pe care o avem împlinită și vedem pe care coloană suntem. Spre exemplu, uite să luăm vârsta de 46 de ani. Ne uităm la vârsta de 46 de ani, omul, orice om din această lume, în momentul în care a împlinit, da, din ziua în care a împlinit vârsta de 46 de ani și până în ziua în care va trece pe vârsta de 47, va fi, din punct de vedere karmic, într-o conexiune cu relațiile din viața sa. Dacă, să zicem, are 30 de ani, evident, relațiile sale. Ciclul karmic este pe resurse și vom explica fiecare coloană în parte pentru a vedea importanța lor. Una din aceste cinci coloane, toate sunt importante, însă coloana 5 pare a fi cea mai importantă și vom vedea de ce. Așadar, pentru cei care, să zicem, doar ne ascultă, ia avem coloana resurse, relații, carieră, sănătate și toate zonele. Se începe de la zero. De ce se începe de la zero? Pentru că până la vârsta de un an avem 0, ani, nu? Se spune că na, copilul are 9 luni, 3 luni, 11 luni și abia apoi face un an. Tocmai din acest motiv se calculează și anul personal la vârsta pe care o avem împlinită, se adaugă un an. Este exact acel an de la 0 la 11 luni și cât 30 de zile, ca să zic așa, până când se face un an. Da? Deci, mergând pe acest raționament al tabelului, în funcție de cum am văzut și cum am observat în aceste coloane, odată la 5 ani, revenim și repetăm acest ciclu karmic. Este nevoie să precizăm că până la vârsta de 18 ani, sau până ce oamenii își încep viața sexuală, dacă acest lucru se întâmplă mai devreme de 18 ani, aceste cicluri țin de familie. Adică, cineva care a împlinit 10 ani sau 15 ani, ne uităm acolo pe tabel, nu va fi afectat direct de karma resurselor sau a carierei, ci aceasta va ține cont de familia din care face parte. Adică dacă mai mulți membri ai familiei sunt pe ciclu, să zicem, al resurselor, toți vor avea parte de resurse materiale mai multe sau de o perioadă de restriște. Da?
dar copilul va fi afectat de anii karmici ce țin de relații și sănătate, începând cu vârsta de 5 ani. Că în acele perioade karmice încep la vârsta de 5 ani. Și acestea funcționează atât pozitiv cât și negativ. Adică e nevoie să înțelegem. Karma dă, karma ia. Este foarte important să realizăm ce trebuie făcut pentru a remedia aspectul negativ dacă observăm că suntem restanți la vreun capitol. O să începem cu prima coloană, responsabilă cu resursele, hrană, îmbrăcăminte, proprietăți, fluxuri financiare și tot ce ține de aceste elemente. Dacă sunteți pe această coloană și aveți probleme financiare, e nevoie să faceți acte de caritate. De ce? Karma ne ia acum pentru că se consideră că nu am dat suficient în trecut. Noi reamintim întotdeauna, e nevoie să facem zeciuială. Oamenii nu prea fac zeciuială. Vă spun eu sigur că nu prea fac. Așadar, câștigurile noastre vor crește dacă suntem un ajutor pentru ceilalți din punct de vedere material. Evident, un alt aspect îl reprezintă starea noastră interioară. Și ca să fiu mai direct, este nivelul de lăcomie al fiecăruia dintre noi, care trebuie redus dacă avem probleme financiare în acel an. Dacă lucrurile merg bine, înseamnă că le-am făcut bine și în ultimii 5 ani. Mai este nevoie să facem și o revizuire a ultimilor 5 ani și să observăm cum ne-am comportat noi când am avut sau când am primit mai mult decât suficient. Cu aroganță, cu smerenie, cu acceptare, cu mulțumire, cu recunoștință, cu invidie, mai știu eu. Ei bine, lucrând cu acest aspect, ne putem regla karma anului acesta când suntem pe acea coloană a resurselor. E, a doua coloană din tabelul pe care tocmai l-ați văzut ține de relații. Viața personală, viața de familie, prieteni, relații sociale cu colegii, cu cei din jur, da? Cu oamenii în general cu care relaționăm. Pe această coloană, mai ales dacă suntem pe an personal 6, deci să nu facem confuzii între aceste cicluri și Da. anii personali, da? Pe această coloană, mai ales dacă suntem pe an personal 6, vor fi scoase la iveală toate elementele cu care trebuie să lucrăm în materie de relații. Pe parte pozitivă, se pot face noi conexiuni, oamenii se pot întâlni și chiar căsători, se pot forma noi prietenii, se pot închega noi parteneriate de afaceri pe termen lung. În partea negativă pot apărea conflicte, trădări, divorțuri, despărțiri neașteptate, se pot pierde legături psihice sau fizice cu anumite persoane. Pentru a regla aceste aspecte, este nevoie să revedem momentele în care noi înșine am produs suferință altora, prin atitudinea noastră, dacă am trădat sau nu am ținut cont de părerea celorlalți, dacă am produs conflicte în trecut, cu cât lucrăm mai mult cu aceste aspecte, cu cât iertăm și ne cerem iertare pentru ceea ce am produs în ceilalți, cu atât plata, da, cu ghilimelele de rigoare, va fi mai suportabilă. Vom trece mult mai ușor prin această perioadă. Cea de-a treia coloană este responsabilă de carieră. A nu se face confuzie cu resursele, dar cariera, afaceri, proiecte de viitor, avansare în societate, statut și așa mai departe. Și în acești ani este foarte bine să ne dezvoltăm activ, profesional, indiferent de greutățile ce pot apărea. Indiferent de aceste greutăți, indiferent de piedici, este nevoie să fim foarte disciplinați și să găsim resursele necesare și cele mai bune metode pentru a evolua din punct de vedere al realizării materiale. Rezultatele pot apărea mai târziu, dar atitudinea noastră va fi notată cumva în planurile energetice. Tot în această perioadă este posibil ca omul să aibă parte de concedieri, schimbări de locuri de muncă pe neașteptate, trădări din partea colegilor sau câștiguri financiare, bonusuri, câștiguri materiale.
Este foarte important și repet acest lucru, ca în această perioadă să se urmărească acea creștere a găsirii soluțiilor, indiferent de momentele prin care treceți în acești ani. Este vorba de carieră, nu e vorba de resurse. Deci e posibil ca în acești ani să se micșoreze nivelul resurselor, dar nu din cauza că este că aveți ceva de plătit. Universul vrea să vadă cum luați decizii în carieră. Mai devreme sau mai târziu se vor vedea și aceste câștiguri. A patra coloană reprezintă anii ce țin de condiția noastră fizică, de sănătatea psihică, emoțională, de stilul de viață adecvat. Spre exemplu, dacă suntem pe un an al carierei, se mai poate mânca din când în când puțin mai nesănătos. Dar pe un an al sănătății, acest aspect va ieși la iveală sub forma unor probleme, da, gen intoxicații, probleme cu stomacul. În partea pozitivă, pe aceste perioade, suntem susținuți cu energie mare dacă avem grijă de noi, de corpul nostru. În partea negativă, acest an, poate, sau acești ani, pot veni cu anumite afecțiuni, stări de depresie, resentimente. Este nevoie să ne amintim ce gânduri negative am avut, mai ales la adresa noastră, da? Apoi a celor din jur, a societății, și să lucrăm cu aceste elemente în acești ani. De asemenea, stările emoționale intense vor somatiza mult mai repede, iar stările pe care le-am avut în trecut, mai puțin plăcute, ne pot urmări din nou. Așadar, se face o reevaluare a stărilor noastre emoționale din trecut, mai ales dacă avem probleme de sănătate în acest an. Ar trebui să ne cerem iertare pentru partea noastră mai puțin perfectă, să zic așa, da? De asemenea, nu prea sunt indicate operațiile în acești ani. Desigur, dacă este urgent, evident că nu vom amâna, da? Dar dacă se poate ceva amâna, ar fi indicat, nu neapărat în acești ani. Ultima coloană pusă în acel tabel este responsabilă pentru totalitatea acelor coloane, ceea ce poate reprezenta calea spirituală a omului. Spuneam că la vârsta de 5 ani sufletul începe să intre pe o cale karmică. De ce? Pentru că se contopește cu materia din această viață. Până la acea vârstă, copilul încă mai are amintiri, are vieții trecute și vede lumea înconjurătoare printr-un filtru astral. Foarte puțin dintre noi avem amintiri sub vârsta de 5 ani, dar dacă le avem de la 4 ani, 3 ani, 2 ani, dar dacă le-am avea cu acuratețe, am ști cum vedeam lumea atunci. Așadar, putem considera acest ciclu 5 un an karmic din toate punctele de vedere și pe toate palierele, relațional, al carierei, al sănătății, al banilor. Este foarte important și la aceste cicluri, bineînțeles, dar mai ales la acesta, ca omul să știe pe ce an personal este. Pentru asta, noi am făcut o emisiune separată, iar cei care au cartea Octogonul, Anul Puterii și al Justiției Karmice, au toate datele acolo, se poate încă se mai găsește în format electronic. Așadar, în acest an, în anii din coloana 5, suntem testați pentru toate răutățile pe care le-am provocat în ultimii ani. În același timp, acest an este și unul al recompenselor și vom primi pe toate palierele cadouri și daruri pe care le merităm. Poate fi un an al introspecției, al deciziilor bazate pe raționament, nu neapărat pe emoții, un an al urcușurilor, dar și al coborârilor, într-un timp foarte scurt. Luna asta ești aici, luna viitoare ești aici, la aia ești aici, nu mai știi ce se Uite, întâmplă. eu să vreau să te rog să mai pui o dată tabelul Da. ca să-l vadă oamenii și eu chiar vreau să îi rog pe cei care ne urmăresc să își reamintească, să caute să meargă un pic în urmă și să își reamintească, da? Să se uite la această coloană, toate zonele și să vadă puțin.
Începând de la, hai să Vârsta zicem de... că 4-9, nu ne mai amintim Da. noi chiar așa, 14-19 încoace, da? 19 ani, la 24 de ani, la 29 de ani, la 34 de ani, la 39 de ani, la 44 de ani și așa mai departe. Urmăriți un pic acești ani și căutați să vă aduceți aminte ce evenimente majore s-au întâmplat pentru voi în acești ani. Eu garantez Da. că pentru fiecare dintre noi, acești ani au fost mult mai importanți decât restul. Tocmai în acești ani s-au produs niște schimbări care probabil au deviat puțin cursul vieții noastre. Ori am luat anumite decizii care au dus la devierea acelui curs. Știți cum e cu devierea cursului? Ori în bine, ori în rău, dar o deviere s-a produs, depinde cum privim noi această perspectivă. Cam aceștia au fost ciclurile karmice și ar fi foarte bine ca oamenii să țină cont de asemenea aspecte împreună și împletite în continuarea anului personal în care sunt, pentru că vin cu componente karmice. Oamenii tot întreabă ce e karmă și ce nu e karmă. E nevoie de o analiză mai profundă pentru a vedea dacă un element este karmic sau este din cauza, mă scuzați de expresie, a prostiei noastre din prezent. Da? Că e prostia din trecut, e altceva, prostia din prezent este altceva. Sau greșeala, eroare, ca să nu fiu chiar atât de dur. Da, trecem la întrebări, pentru că am Trecem și la întrebări. răsfoit cartea, da, și am câteva întrebări de pus. În primul rând, vreau să înțelegem exact ce este acest număr operativ și ce legătură are el cu trecutul, cu prezentul, cu viitorul, de ce este atât de important și de ce nu se vorbește atât de mult despre el, dar este un număr, practic, ploaie că dintre cele mai importante numere. Da, primul număr operativ reprezintă totalitatea elementelor cuprinse în data noastră de naștere. Și aveți dreptate, nu prea s-a pus accent pe acest prim număr operativ, cel puțin nu la nivel de oferirea informațiilor la nivel de mase. Da, se Pentru că trece foarte ușor la cifra destinului toată lumea e prin el. interesată de destin și am observat și oameni care practică numerologia la fel. Primul număr operativ, vibrația este destinul, mergem la destin. Reprezintă ceea ce am fost, reprezintă ceea ce suntem și reprezintă ceea ce putem deveni. Totodată, tot acest prim număr operativ este calea prin care putem, în cea mai ușoară formă, că nu e singura, să ne îndeplinim cel mai ușor destinul. Fiind o componentă karmică, se numește calea destinului. Da? Se calculează, scrie în carte, prin taronumerologie. Tot primul număr operativ este un metaciclu. Că tot am vorbit de cicluri karmice. Ce înseamnă un metaciclu? Adică, indiferent că acest primul număr operativ este 16, 28, 34, 33, 30, indiferent care este, la acea vârstă, după acel număr de ani, omul este evaluat. De cine? De planurile superioare, pentru a se vedea ce ai făcut până acum. Cum a făcut el față provocărilor puse în cale până în acel moment. În funcție de acea evaluare, se vor trasa sarcini mai ușoare sau mai dure pentru suflet, pentru următorul metaciclu. Și cum spunea Clarisa, îi rog pe cei care ne urmăresc să-și calculeze acest prim număr operativ, adună toate numerele din data nașterii și exact ce le dă nu reduc. Exact ăla este și să vadă ce s-a întâmplat în anul respectiv. Așadar, această adunare, de fapt, informația primită din această adunare a datei noastre de naștere ne arată care este suma calităților, dar și a viciilor noastre. Și cunoscând elementele ce caracterizează fiecare cifră, putem ști, spre exemplu, pe ce drum ne îndreptăm și de care cale să ne ferim. Ca un rezumat, cunoașterea primului număr operativ ne arată unele greșeli din viața trecută,
cum să ne îndeplinim destinul în această viață și cel mai bun element benefic potențial pentru noi în următoarea viață. Putem vedea că toate cele trei vieți sunt legate, trecutul, prezentul și viitorul, și acest prim număr operativ ne arată, ne deslușește și ne dezvăluie aceste mistere. Noi l-am pus în carte și am vrut să punem accentul pe el, de asta am și acordat o foarte mare atenție acestui prim număr operativ. Probabil dumneavoastră ați tot dat de el pe acolo, ați tot dat de el și s-a observat că în general, în public, nu se prea s-a vorbit despre el, dar tocmai din acest moment, motiv, pardon, am făcut asta. Cât de mult ne afectează numele nostru din punct de vedere karmic? Care este numărul karmic? Ce este numărul karmic? Și mă refer aici la căsătorie, după schimbarea numelui, cum se schimbă karma, dacă se schimbă? Păi hai să luăm cu începutul, așa. Pentru că e vorba de neam, o să-i dau voie Clarisei să vorbească. Da, este unul dintre subiectele mele favorite. Numele, da? Numele vine ca o completare a datei de naștere. Vorbesc acum din punct de vedere numerologic, da? A energiilor, a calităților. Unor pentru a accentua anumite aspecte, ele pot să fie atât pozitive cât și negative, da? Altă dată pentru a ajuta, să zicem, la susținerea unor cifre din matrița numerologică sau pătratului Pitagora, cum îi mai spunem. Adică, dacă într-o matriță numerologică lipsește, să spunem, cifra 1, dar omul în nume are litera A, care e corespondenta cifrei 1, poate acest lucru poate ajuta asta. Nu înseamnă că îi umple imediat matrița, gata, am în nume, ce bine. Nu, vine cumva în completare. Da? Deci se face o matriță a numelui, o matriță a datei de naștere, se reduce și reiese o altă matriță care poate fi mai completă. Dar ea și acele calități or să iasă la iveală doar în momentul în care omul chiar are foarte mare nevoie de ele. Da? Acum, din punct de vedere karmic, ne ajută să observăm, exact cum spuneam, elemente karmice, în special în legătură cu ceilalți. Cum ne-am comportat, cum am reacționat la diversi stimuli veniți din exterior. Cunoscând aceste elemente, știm cum să nu mai facem practic aceeași greșeală. Numărul acesta karmic se află după numele primit la naștere, atenție, da? Deci numele din certificatul de naștere, pentru că, așa cum ați spus, în cazul femeilor, acestea se pot căsători și își pot schimba numele, asta nu înseamnă că și-au schimbat numărul karmic, pentru că el se calculează, repet, după numele de la naștere, da? Și el ne dezvăluie, poate, atașamentele, greșeli, alte greșeli din viața anterioară, fricile, pretențiile asupra celorlalți și ceea ce este evident nevoie să se schimbe pentru a elimina disfuncționalitățile din această viață. Căsătoria, ca să întreba de căsătorie, dacă schimbă karma, căsătoria nu schimbă neapărat karma unei persoane sau, mă rog, numele schimbat la căsătorie, însă poate schimba și acest lucru este foarte important și există exemple destule, poate schimba destinul unei persoane. Știu personal caz în care o doamnă avea o afecțiune destul de gravă și viitorul soț i-a spus, evident cu o iubire nemărginită, te vei căsători cu mine și te vei face bine, pentru că vei trece pe numele meu. Exact asta s-a întâmplat. Acum că ține de numerologie, de karmă, de destin, de iubire, lucrurile se întâmplă și în felul acesta. Da? Acum multe discuții, Claisa, scuză-mă, legate de câte vocale, câte consoane există în număr și în nume. Și dacă care e importanță, vreau să știu, dacă ar trebui să existe un echilibru, ar fi mai bine sau...
Se spune că există anumite litere care aduc o încărcătură mai mare. Iar este o discuție care se poate prelungi foarte mult. Acum, pentru mai multe șanse, e bine ca literele să fie cât mai variate. De ce? Pentru că, exact cum spuneam, fiecare literă are un corespondent în cifre. Cifra conține o calitate anume. Dacă eu acea calitate nu am în data nașterii, evident că mă va ajuta la un moment dat să o regăsesc în nume. Da? Numele are importanța lui până la urmă și în funcție de vocale, de consoane, noi putem afla alte elemente, cum ar fi dorința inimii, sau exprimarea în societate, da, din punct de vedere al numelui, iată, numărul karmic. Deci, da, se ia un calcul, neamul din care facem parte, iar este un alt subiect, pentru că atât femeile cât și bărbații, mai nou, pe vremuri eu nu auzeam asta, ca bărbații să ia numele femeii la căsătorie, dar mai nou se întâmplă și asta. Deci, acei oameni care își schimbă numele după căsătorie pleacă practic cu un bagaj energetic informațional și se conectează la un alt egregor. Da? Păi pe mine, dacă m-a chemat Damian la naștere și acum mă cheamă Crucerul, eu am și calitățile primite la naștere, dar m-am conectat și la acest nou egregor, da? De unde eu primesc alte noi informații pe care, dacă știu să le pun în aplicare, evident că mă vor ajuta. Eu aici, în egregorul în care m-am născut, aveam de făcut anumite, de îndeplinit anumite sarcini pe care se presupune că le-am îndeplinit și le îndeplinesc în continuare, însă, în momentul acesta, ele au ajuns într-un plan secundar, pentru că eu, acum fiind conectată la un alt tip de egregor, eu îndeplinesc sarcinile acestui egregor, care la rândul lui mă ajută cu alt tip de informații, care evident că mă dezvoltă, da? Pentru că îmbunătățesc ceea ce deja există. Da. Vreau să-mi spuneți ce este și cum se formează un nod karmic. Da, de când am scris această carte, cred că este cea mai des întrebare care ni se pune de când am lansat această carte sau de când am vorbit despre ea. Un nod karmic, gândiți-vă la un vortex energetic, da? Foarte puternic, care se formează în momentul în care începem să facem una sau mai multe greșeli ce țin de ziua nașterii, luna nașterii, dar și de o componentă ce ține de un anume raport dintre aceste două. Calculele sunt foarte simple, cum ați văzut și dumneavoastră, sunt în carte. Viața noastră este foarte complexă și este caracterizată printr-o intersecție de diverse oportunități, de diverse responsabilități. Avem responsabilitate față de familie, față de societate, față de locul de muncă, am văzut față de neamul energetic, față de vecini, față de lume, da? Față de țară, domenii sociale și așa mai departe. Prin urmare, este necesar să acumulăm cunoștințe în mai multe domenii de activitate și să ne dezvoltăm în aceste domenii, pentru a evolua într-un mod armonios în toate aspectele vieții. Nu este suficient să excelăm într-un singur domeniu în timp ce le neglijăm pe toate. Adică nu putem să ne comportăm în familie ca avii perfecți și când ne ducem la muncă să fim niște bădărani. Da? Nu este productiv. Sau viceversa. Da? Noi am considerat necesar să trecem unele remedii în carte ce trebuie făcute sau, mă rog, ideal ar fi să fie făcute pentru a compensa acel nod karmic, dacă s-a format, cât și elemente ce le putem vedea în viața noastră pentru a ști că am ajuns în acel vortex energetic. Adică, iarăși, revin la ceea ce am spus mai devreme, oamenii se întreabă, o fi o componentă karmică sau nu? Cunoscând acel nod karmic, știm ce avem voie să nu facem, ce nu avem voie să facem în continuarea zilei și a lunii naștere, pentru că este un raport dintre cele două. Deci asta este, e ca atunci când înoți și ai dat de un vortex de acela
dacă vreți, în lumea materială, și e nevoie să ce? Să te strădui mai tare să mergi. Nu te va trage, dar dacă continui să stai în el, adică dacă faci aceeași greșeală în mod repetat, până la urmă te va trage în jos și te va duce la fund. Vorbim adesea despre reîncarnare, despre vieți trecute, despre, dar vorbim ca despre povești, nu știu câți dintre noi au amintiri din vieți trecute, gândesc că ceva îi urmărește din viețile trecute. V-aș întreba cât de mult ne afectează regretul din aceste vieți și cum știm că de acolo provine. Păi, da, noi am vorbit în carte și despre ceea ce se numește regretul vieții trecute. Și ca să înțelegem cât de mult ne afectează regretul vieții trecute, indiferent că îl cunoaștem sau nu îl cunoaștem, iar este o întreagă dezbatere aici de ce nu ne aducem aminte. Pentru că nu ține de procesele care se manifestă în acest plan fizic. Ele sunt acolo, toate informațiile sunt în plan astral, cu corpul astral, ai oricând, la orice oră, acces la ele, doar că nu știi să folosești acel corp astral pentru că ești mult mai conectat la corpul fizic. Asta e toată marea dilemă. Dar, revenind la întrebare, cât de mult ne afectează? Păi să vedem cât de mult ne afectează în această viață un regret al acestei vieți. Ne afectează sau nu ne afectează? În momentul în care avem un regret puternic. Ne afectează. Ei, atunci, evident că în acest context, regretul din viața anterioară are o energie mult mai puternică. Da? Este capabil până să ne și schimbe oarecum destinul în viața curentă sau să ne abată de la drumul pe care suntem, chiar fără ca noi să fim conștienți de acest lucru. Putem spune că deși nu este, deci acest regret al vieții trecute, să ne înțelegem, nu are o componentă karmică, adică nu ține de vreo greșeală pe care am făcut-o neapărat, totuși el ne afectează într-o proporție foarte mare. De ce? Ultima suflare dată în truparea trecută a fost plină de energie. Acolo se concentrează foarte mult, da? Această energie ne influențează până este, dacă vreți, ca o punte din trecut în această viață, manifestându-se din subconștient, sporadic la unii și mai frecvent la ceilalți. Toate visurile neîmplinite, scopurile nerealizate, durerile fizice sau emoționale, dezamăgirile și mai ales experiența ultimelor clipe ne poate purta în această viață uneori spre răzbunare, alteori spre repetarea cumva acelui drum. Gândiți-vă că sunt foarte mulți oameni care pe patul de moarte, cum se spune, regretă foarte multe lucruri. Ei, acela este un bagaj energetic foarte, foarte puternic. Uite, de multe ori când suntem bolnavi, când ne îmbolnăvim și dacă ajungem în acel stadiu al bolii în care să cădem la pat, avem anumite regrete. Dacă aș fi sănătos, aș face aia și aia și aia și așa mai departe. Unii dintre noi când ne însănătoșim, avem tendința să facem exact acel lucru, pentru că l-am regretat. Da? E exact și în această viață. Când am murit în viața trecută, am regretat. Unii mai mult, alții mai puțin. În această viață, unii avem tendința să facem exact acele lucruri și nu știm ce ne împinge acolo, iar alții, pentru că nici în această viață sunt oameni care nu știu ce vor, nici în viața trecută nu au știut, nici în viața asta. Nu știm ce vrem, iar bârnuim din stânga în dreapta. În alte situații, anumite regrete legate de elemente foarte puternice. Gândiți-vă că sunt oameni care au murit torturați în viața trecută. E clar că se vor naște acum cu o anumită energie extraordinar de mare pe agresivitate. Vor avea tendința că toți oamenii din jur au să le reproșeze ceva, vor să le facă rău și așa mai departe. Deci e nevoie să cunoaștem de unde vin lucrurile astea. În același timp, un singur lucru aș vrea să mai spun la acel aspect pe care l-ați spus dumneavoastră, că unii își amintesc, unii nu își amintesc. Nu e nevoie neapărat să ne amintim. Vă spun și de ce.
fie că aveți 20 de ani, 30 de ani, 50 de ani, 80% din viața voastră prezentă, voi nu vă amintiți. Nu vă amintiți. Și atunci cum puteți voi să aveți pretenția să vă amintiți viața trecută în momentul în care? Și sunt destul de practici, dar nu prea Plus că vrem să le se facem. folosește instrumentul greșit pentru reamintire. Exact. În momentul în care știm ce să facem, putem să ne reamintim viața trecută, ca aia ne, cel puțin pe noi ca numerologi, în taro-numerologie, asta ne interesează cel mai mult, pentru viața trecută, prezentă, ca să putem ajunge la desăvârșire, la viața următoare și așa mai departe. Sunt anumite practici, cei care vor să le acceseze, le accesează, cei care au energia de a le duce mai departe, le vor duce mai departe, le vor găsi, le vor întreba în stânga, vor întreba în dreapta, din toată inima, din tot sufletul, vor plăti pentru anumite informații și așa mai departe. Ceilalți? Păi ceilalți vor rămâne cu întrebările, vor bâșbâi, vor ajunge de cele mai multe ori la o anumită vârstă în care vor spune, păi da, dar eu de unde să știu care era adevărat, ce era adevărat, ce nu era adevărat, sunt atât de multe lucruri în jur. Doar că acești oameni n-au pus în practică, din păcate, nici măcar 15% din informațiile pe care le-au primit și acum se plâng că nu au o viață împlinită. Viața este efectul deciziilor noastre. Să luăm decizii. Așa este, foarte interesant tot ce am discutat astă seară. Nu vreau să închei emisiunea până când nu facem și un pic de politică. Facem și un pic de politică. Alegeri în Marea Britanie. Da? Pentru că tu ai, Cristian, o legătură cu Marea Britanie, pentru că ai stat atâția ani acolo. Citim cu toții, vedem laburiștii sunt astăzi favoriți. Sunt 46 de milioane de oameni care votează. Și la ce să ne așteptăm dacă vin laburiștii la putere? Se schimbă ceva? E Nu bine spus mai că vine. este. Deci Anglia nu mai este, clar, Marea Britanie nu mai este în Comunitatea Europeană, dar nu putem să spunem că nu are o influență fantastică. Păi să ne aducem aminte că până și deciziile noastre de intrare în spațiu Schengen au fost oarecum influențate de către ambasadorul Marii Britanii la București și de către vizitele făcute de, cum îi se spune, maestatea sa, nu? Regele Carol, în România, că se tot laudă că are acel strop din Vlad Țepeș. Pentru cei care nu știu, în Marea Britanie, foarte mult timp la guvernare nu au fost laburiștii de care spunem noastră, ci au fost conservatorii. Și au fost destul de mult timp. Și Se nu prea e bine. vede că se schimbă clar direcția politică. Da, oamenii s-au cam săturat. Noi avem impresia că doar în România este rău, dar inflația în Marea Britanie este de 3 ori mai mare ca în România. S-au tipărit mai mulți bani. Rafturile lor sunt mai goale. Știu, o să fie acum multe comentarii, eu știu ce spun, am informații de acolo. Adică am prieteni care vin și se uită la noi în magazine și zice, Doamne Dumnezeule, ce e asta? În cele mai multe supermarketuri la noi nu este atât de plin. Noi nu găsim produsul ăsta, 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 ăsta și așa mai departe. Evident, este o consecință și a Brexitului, dar este și o consecință a inflației. Britanicii s-au cam săturat, ei nu prea sunt învățați. De prin anii 70 până spre 80 n-au mai fost învățați cu aceste crize financiare, cu a strânge cureaua și așa mai departe, pentru că ei au fost un mare imperiu și ce s-a luat dintr-o parte, li s-a dat lor. Ei bine, nu mai funcționează lucrurile așa și eu cred că vor fi surprize foarte mari, adică surprize pentru mine, pentru dumneavoastră, pentru cei care își dau seama cum funcționează lumea și că ceilalți în speță vor câștiga alegerile, mai puțin în România, în România întotdeauna sunt aceiași. Dar ceilalți vor câștiga alegerile, cum ar fi cazul Franței, cum este posibil să fie în Marea Britanie. Toată politica Uniunii Europene va trebui să se reformeze și să se reformeze pe o direcție nouă. Direcție pe care deocamdată cei care sunt în consiliile acestea de conducere și de reprezentare și în Parlamentul European și așa mai departe, nu vor să le aplice. Cred că vor avea foarte mult de suferit
locuitorii din Marea Britanie, indiferent cine va câștiga, pentru că cei nou veniți nu sunt încă la curent cu cât de gravă este situația. Și aici mă refer nu doar în Marea Britanie, ci în toate țările lumii. Noi nu ne dăm seama. Gândiți-vă că deci este de ordinul trilioanelor de dolari datoria publică pentru prima dată a Statelor Unite a Americii va fi mai mare decât produsul intern brut. La fel se va întâmpla în curând și în Marea Britanie, și în Franța, și în Germania, și așa mai departe. Adică, dacă eu produc doar 10 lei, eu am datorie de 12. Către cine? Către cine e această datorie? Către diverse fonduri de investiții, precum BlackRock și alții, către alte țări și așa mai departe. În momentul în care alte țări, precum China și așa și altele, vor începe să vândă aceste titluri ale Marii Britanii, ale SUA și așa mai departe, economia lor se va destrăma într-un ritm foarte alert. La noi s-a modificat data alegerilor, ne-am dus în decembrie, era de așteptat. Noi am prevăzut-o aici. Adevărat! Da, Așa. am spus. Vom avea alegeri în decembrie. Așa citesc de pe Google. Deja Franța, Germania, Austria, acum și Marea Britanie schimbă radical poziția, se schimbă radical politicile. Ce o să îmbrățișăm noi? Tot într-o emisiune de-a noastră am zis că vom asista la un moment dat la o uniformizare. E evident că peste tot se schimbă, pentru că asta este direcția de schimbare la nivel global. Nu mai este vorba de schimbări la nivel de țară sau de regiune, ci la nivel global se schimbă lucrurile și atunci este evident să vedem peste tot. Dar eu cred că la noi vor rămâne la fel. Și gândiți-vă că toate. Rageale pe aici, pe acolo, prin punctele esențiale, dar să nu se schimbe nimic. Să nu se schimbe nimic, dar la noi vor rămâne lucrurile la fel. Ostași, neostași, și am auzit că trebuie să ne pregătim pentru război, pentru 2029. Nu știu de ce ni se spune asta acum, dar mă rog. Dar gândiți-vă cu Așa toate. de târziu? Cred că până Așa. la și termină. Așa funcționează fereastra Overton. 2029, după care, da, noi am crezut că e, dar de fapt 2027, după care la anul e posibil să zică nu, 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 la anul vine, după care pe sfârșitul anului să cadă bomba și așa mai departe. Și o să spună, dar v-am zis, dar nu a vrut opinia publică. Gândiți-vă un același fel de guvern care a criticat toate aceste partide de o anumită extremă, nu contează că mai nou, dacă nu ești pe eșafonul, un anume eșafon politic, ești extremă. Ori extremă dreapta, ori extremă stânga. N-am auzit deocamdată de extremă centru, dar nu m-ar mira în continuare să auzim din astea. Noi i-am criticat, am râs de ei. Ăia vin la guvernare în țări ca Franța, Germania, Marea Britanie. Și îmi cer scuze pentru expresie, noi vom rămâne cu degetul în gură, pentru că nu ne putem prezenta în fața lor să zicem ne cerem scuze. Și dacă ne vom prezenta, eu o să zic că nicio problemă, băieți, uite asta și asta trebuie să faceți. Cam în obiceiul nostru să alegem barca greșită. Adică n-ar fi pentru prima dată. Eu am mai spus și repet, România va trăda NATO la un moment dat. România va trăda Uniunea Europeană la un moment dat. Nu știu dacă va fi bine sau nu va fi bine, dar A vedea România. interesul astăzi înseamnă că trădezi pe cineva? Până la urmă, tu trebuie să-ți vezi interesul tău. Uite, mă uit la Ungaria, s-a declarat neutră. Foarte bine, da, aveți dreptate, dar Okay. Ungaria nu trădează, Ungaria declară. Noi nu avem la nivel declarativ asemenea componente în România, dar la nivel de fapt e posibil să o trădăm. Adică la nivel declarativ noi suntem, iarăși îmi cer scuze, pupători de bocanci peste tot, dar la nivel de fapt e posibil să facem altceva. Hai să devenim la nivel declarativ, hai să spunem lucrurilor pe nume, uite cum o face guvernul și conducerea Ungariei. Da? Nimeni Haideți să spunem. nu-și asumă. Exact. Și atunci dacă nu mi-asum, dar prin spate sunt constrâns de anumite elemente și zic bine, hai că fac de dragul țării, nu e tot trădare. Că nu știm cum, dar așa, dacă prin asumarea răspunderii, orice om prin asumarea răspunderii ajunge într-un punct mai departe,
O să vedem. Nu intru în detalii istorice. Și în primul război mondial am făcut la fel, și în al doilea război mondial am făcut la fel, și la 1866-1867, da? Și cu Cuza, și cu războiul de independență. Eu nu intru în detalii, n-are rost să, că Va face sunt mult. poporul, va face ca și în piesele lui Caragiale, trădare, trădare, dar să știm și noi. Să știm și noi, bineînțeles. No. Serios, Poporul. așa se schimbă, adică așa se schimbă lucrurile de la o zi la alta, așa revin toate, sunt lucruri pe care le-am mai trăit, le vom trăi din nou, nimic Olga, nou. haideți să facem ceva. Suntem în 2024. Noi facem emisiuni cu dumneavoastră din 2020. Subiectele erau total diferite. Nu știu dacă mai există sau nu pe YouTube. La vremea respectivă spuneam în felul următor. Nu va trece mult timp, 2-3 ani. Și ceea ce se întâmplă acum va fi considerat că nu a fost așa. Oamenii zice, domnule, nu poți, nu o să poți șterge cu buretele. Și noi am spus, ba da. Clarisa a insistat foarte mult pe memoria populației care este de foarte scurtă durată. Pentru că în momentul în care îi arăți alt circ poporului, l-a uitat pe ăla. Noi am uitat ce s-a întâmplat acum 3 ani, 4 ani. Ne aducem aminte de acum 100 de ani? Nu ne aducem aminte. Psihologia maselor este total diferită față de psihologia omului ca persoană. De psihologia tinerilor este total diferită de psihologia noastră și am văzut acum câteva zile, cum s-a comportat galeria la campionatul de fotbal. Voi amândoi aveți copii de vârsta celor care erau în tribune și eu am mare încredere în această generație, denumită Z sau cum o denumesc ei, generația. Mulți au spus că, domne, ăștia sunt Olga, mai. regenerație vine la timpul potrivit cu capacitățile ei de a se adapta la vremurile pentru care vine. Probabil, noi nu suntem sau nu vom fi la fel de adaptabili ca ei. Nu ne vom descurca atât de bine în lumea asta nouă, față de cum s-ar descurca ei, din anumite puncte de vedere. La fel, Au o energie extraordinară. dar la fel ca fiecare generație, au plusuri, au minusuri. Și noi le-am avut și le avem probabil și părinții noștri și bunicii noștri. Dar venim cumva adaptați, pentru vremurile care urmează. Fiecare vine așa. Acum, ce este nepotrivit, da? Sau de neadaptat la ei, rămâne de văzut. Observăm și noi ce mai puțin funcțional, ce mai mult funcțional, rămâne de văzut să ne demonstreze probabil viața, vremurile, cum ei vor găsi soluții Dar contrar la timpurile. așteptărilor multora, și cred că expresia cum era trompete, nu? Ceva de genul, când faci gălăgie așa de dragul de a face gălăgie. Contrar așteptărilor unor trompete, i-am învățat pe acești tineri să-și iubească țara. Și contrar așteptării multora, atenție, o mare manipulare pe internet, în online, la televizor, cu suntem sclavi, suntem aia, suntem aia. Noi, ca români, nu suntem. Atenție! Clasa conducătoare, ei sunt supuși altora. Noi, ca români, noi suntem unii dintre cei mai rebeli, cei mai liberi și libertini oameni din toată Europa. Da? Deci, ca popor, nu suntem sclavi. Clasa conducătoare, care ajunge acolo de multe ori, ajunge să se aplece în fața altora. Așa a fost și acum 200 de ani. Când era de luptă, la luptă îi băteam pe ea. Când era de condus mai târziu, boierii și clasa conducătoare hotărau altceva. Așadar, am văzut anumite discuții în online despre sau împotriva egregorului românesc. Cu toate că am avut performanță, cu toate că am mers la înainte, cu toate că am fost susținut, cu toate că nu am făcut nimic rău, ba chiar nu doar de către noi, ci de întreaga Europa și de întreaga lume, echipa națională a României a fost apreciată pentru curățenia și pentru scrisoarea de adio lăsată în vestiar. E un lucru normal, dar uite că acum se face pentru prima dată și iese la iveală. E un lucru normal.
normal și galeria disciplinată și frumos aliniată care să mulțumească echipei chiar dacă a luat bătaie. Dar uite că este pentru prima dată când se face așa ceva și așa mai departe. Deci egregorul românesc s-a schimbat. Eu cred că cei care ne conduc ar trebui să le fie puțin frică. Nu mai sunt oamenii de acum 20-30 de ani în puterea forței. Cei care au fost acolo la galerie au fost uniți, au fost disciplinați, au fost cu bun simț, da? Și să ferească Dumnezeu pe conducătorii care se vor pune împotriva acestor oameni. Pentru că oamenii aceștia pot schimba și acum se vede schimbarea, poate nu acum, poate nu peste 2 ani, dar peste câțiva ani pot schimba guverne, pot face revoluții în numele țării. Ceea ce cred eu că este o îmbunătățire la nivel de România. Da, m-a bucurat azi de dimineață. Am vorbit cu o prietenă de-a mea care locuiește în Germania de mai bine de 30 de ani și mi-a spus că a fost plăcut surprinsă când a ieșit dimineața la cumpărături după ce plecase echipa noastră și începând de la vânzătoarea de la magazin, i-a zis, voi, ce frumos au comportat, ce frumos sunteți voi românii și cât de Da. frumos v-ați comportat, zice, este pentru prima oară în 30 de ani când cineva îmi spune o vorbă frumoasă, o vorbă bună despre români. Da. Nimănui nu i-a fost rușine să îmbrace acel tricou galben pe care, apropo, îl Da, vezi de la... studenții stăteau la masă seara cu tricouri galbene, cu tricourile românilor. Și a fost așa o atmosferă extraordinară, nu numai pe teren, nu numai în vestiare, în tot orașul. Adică s-au comportat exemplar. Bine că felicitări, dar avem cu ce să ne mândrim și, de fapt, trebuie să ne mândrim cu ceea ce suntem, cu ceea ce reprezentăm, pentru că ăștia suntem. Ăștia Este sunt. Este un lucru bun că s-a întâmplat anul acesta. A fost și este în continuare anul perfect pentru România pentru a crește acest egregor. De la începutul anului, chiar asta am sugerat, să vorbim acolo unde suntem despre România, despre români, despre valorile țării noastre. Pentru că România este pe un an 7 și exact asta trebuie să facem, să scoatem la suprafață tot ceea ce este valoros. Și este. Pentru că știm foarte bine, fiecare în sufletul nostru, că România au potențial, că suntem oameni buni, că suntem oameni primitori, avem o groază de calități. Eu mă bucur că au putut românii să plece în toată lumea, să vadă ce e acolo, să vadă, să facă o comparație și să se împuternicească singuri, să-și dea singuri adevărata valoare. Pentru că așa stând în țară, ziceai, cine știe, ei ar fi mai bune, ar fi mai deștepți. Acum când ai văzut și ai trăit acolo, știi foarte bine care sunt limitele lor, știi exact care este potențialul tău și te vei comporta ca atare. Și se vede. Da, știm. Tocmai de asta, de 4 ani de zile, tot spun să nu mai comparăm iarba de peste gard, că e mai verde, pentru că avem impresia doar că o vedem verde, n-am fost peste gard, cei care au fost. În fiecare țară, în fiecare sistem, în fiecare parte a acestei lumi, sunt lucruri bune și lucruri mai puțin bune, unele chiar rele. E nevoie să vedem în care energie ne ducem, e nevoie să vedem ce alegem să privim. În Brașov, spre exemplu, pot spune că nu sunt destul de multe locuri de parcare. Bineînțeles, asta e valabil în toată România, dar dacă ai venit odată în Brașov și n-ai găsit un loc, vei spune că nu sunt și cu asta vei Da, rămâne. astăzi Brașovul Da? și Constanța sunt pe primele locuri la, cum să spun, doritori de a se muta în București, în alte zone. Și au Exact. bifat primul Brașov, al doilea Constanța. Eu sper ca cei care se mută acolo să nu se mute și cu obiceiurile de aici. Să Se lasă mai schimbă Brașovul loc. așa frumos cum e. Da, să ne mai bucurăm de el. Vedeți, și locul are un egregor al său, care dacă nu e respectat, te face cumva să funcționezi diferit. Așa este. Vă mulțumesc tare mult pentru emisiunea din această seară. Nu vreau să încheiem până nu le reamintim prietenilor noștri că se pot înscrie la tabără, că mai au câteva zile, că mai aveți câteva locuri și mai spunem câteva cuvinte despre tabără, Cristian, ca să le reamintim.
Această tabără, după cum am prezentat și în ediția trecută, se va întâmpla în perioada 15-21 iulie într-o locație de vis, și anume Borsec. Detalii, toate detaliile se oferă pe mail la întâlnirea sufletelor@gmail.com. Pe scurt, așa, vom avea 2 zile de seminarii, o zi de lucru în grup, 2 zile de explorare a zonei turistice și, cum am spus și la început, multe alte activități despre care vom afla la momentul potrivit. Da, vă mulțumesc tare, tare mult. Dumneavoastră vă mulțumesc că ați stat alături de noi. Ca de fiecare dată, vă doresc să aveți fericire în suflet și putere în trup, să treceți cu bine peste săptămâna ce vine, să ne revedem sănătoși și să ne vedem la tabără. O seară Mulțumim. frumoasă, mulțumesc! La Mulțumim, la revedere. revedere. Foarte important, am uitat să spun, acest imunocup, credeți-mă, scoate metalele grele, pentru că e imposibil, toți avem metale grele, că se pune o grămadă de chimicale pe legume și alea intră în organism. E verificat pe mine, credeți-mă, când îmi fac analizele, că se face și pentru așa ceva, eu nu am. Nu am, dar am avut în timp. Am avut, pentru că e imposibil să nu ai. Toate sunt cu pesticide, toate acum nici nu se mai fac decât cu tot soiul de îngrășăminte. Ar trebui să cumpere toate.